Parcă vine cineva, parcă... Doamna Marcela! Doamna Marcela! Nu e. Am crezut că e ea. Trebuie să fie tura ei azi. Ce femeie, doamna Marcela! Mă rog, de două zile văd că nu mai e tura nimănui pe aici. Alo! Am zis că na, cu guvernul, cu astea, instabilitate, cum zicea domnul Dragnea la televizor, dar nici azi să nu vină nimeni pe salon. Pe domnul doctor Barem nu l-am mai văzut de o săptămână. Cred că e deja prin Franța, prin Germania și a găsit ceva pe acolo, că zicea dânsul și îl înțeleg, nu câștigă în România nici cât să-și trateze bolile pe care le ia din spital. Dar să nu vină ea, doamna Marcela, nici astăzi, aolo. Mi s-a terminat și ce mai era în perfuzia asta, ce să... Mâncare, aolo, aveam aici, ia să vedem noi, eh? Nicușoare, prietene, Nicușoare, ce mai faci, ești bine? Nicușoare, dacă nu vine nimeni nici azi, asta e, Nicușoare, ce să... Asta e viața, o treabă dură. Promit că voi fi rapid. Nu vei simți nimic, Nicușoare, da? Mai aștept, prietene, mai aștept. O aștept pe Marcela. Doamna Marcela! Era și o melodie, da? Marcela, haide, nu fi supărat. Aoleu, mă doare operația. A început să mă ardă și stomacul. L-au luat și pe Vasile ieri. A venit familia lui și că îl duc la alt spital, dar eu cred că îl duc acasă. 75 de bețe și Vasile. Păi niciunul din familia aia nu mai apucă atâta în zilele noastre. Cred că de-aia l-au și luat acasă, din invidie, vă spun eu, că așa e românul. Pe de altă parte aici, la ce boală avea el, ci că nu putea să-i dea decât apă, da, să nu se deshidrateze. Că medicamentele de care avea nevoie nu există la noi, nu. Îi trebuie, bă, de-astea complicate, cu antinevralgicul, nu? I-am zis, Vasile, Vasilică, te pup, ne vedem într-o lume mai bună, e clar? La care el zice, adică după alegeri, nu mă, boule, adică după toate. Că am bătut în cap, Vasile, dar suflet bun. Aveai cu cine să mai schimbe o vorbă aici în salon. Ia să vedem ce mai e la televizor. Hopa, ia uite, mă, iar nu mai merge asta. Ce ai, mă? Te pomenești că s-a luat iar curentul. Da, se mai ia când încălzesc ăștia apa pentru dușuri, ci că e rățeaua prea încărcată și nu rezistă și ce-s. Așa e la noi, domne, ca să ai apă caldă trebuie să închizi becul, ca să ai lumină trebuie să renunți la apă caldă. Nu e țara în care să le ai pe toate odată, nu, tăticu, ora aia. Ce bă, lăsătuilor, vreți tot vreți voi, așa zic după aia, ne ceartă-ne. Da, a fost o petrecere mare acum o săptămână, să vă zic, paranghelie, urlau doctorii, țipau asistentele, ci că a venit un aparat de la un RMN nou, bucurie mare în tot spitalul și au făcut poze, selfie-uri de alea, da, au trimis la prieteni, au pus pe Facebook, au fost politicieni pe aici, distracție, domne, a doua zi a dispărut, ci că l-a împrumutat un doctor bătrân, domn profesor Ionescu, da, e un fel de zeu pe aici. L-a împrumutat câteva zile pentru clinica lui, ci că să-i facă el rodajul, că el să pricepe, scump, foarte scump, costă rodajul la cabinetul domnului profesor de plângi. Puh! Deci nu mai e nici curent, apă, mai am aici jumătate sticlă, m-a luat și capul. Dar lasă apa, că omul trăiește fără apă 3-4 zile, parcă e o provocare să supraviețuiești atât în orice spital din România.
să vă spun, aoleu, ce mă doare. A venit unul, acum câteva zile, avea un deget luxat, un deget. S-a prăbușit săracul, a luat de la auriu, maroniu, căcăniu, de la de nu trece decât cu slujbă la biserică și cimitir. Eu cred că... Eu cred că am imunitate ceva sau cred că le e milă și la stafilococi de mine. Ia uite-l săracu, ori zice, se pătimește de atâta timp, lasă-l, nu-i facem nimic. Poate le sunt simpatic, că la spital așa e. Te pui bine cu doctorii ei bătrâni, cu rechinii, dar și cu stafilococii. Doamna Marcela! Doamna Marcela! Ia parcă se aude ceva, o targă, o... Împinge cineva o targă, se aud roțile alea, că scârțâie, toate scârțâie aici. Doamna Marcela! Aolo, aolo! Să vezi că sunt iar șobolani, iar au ieșit, mă. Mai ies câteodată de la subsol, de prin plafoane și să-mi trec cu cărucioarele, e o nebunie. Îi filmează doctorii ca nebunii să pună pe YouTube că sunt șobolani de ăștia inteligenți aici. Vă dați seama, au stat toată viața numai printre doctori, asistă la operații complicate, la noaptea se mai uită pe cărți, prin cabinete. Dar și când le arde de Caterin, că v-am spus, e demență. Fac întrecere cu tărgile, domne, cu cărucioarele, dau tonul la distracție, cum am auzit eu că se spune la televizor. Da, bun, bun, ciobolani, că mai mănâncă din ploșnițe, ci că nu se suportă, da, și-au împărțit spitalele, unele sunt cu ploșnițe, altele cu șobolani, am înțeles că ploșnițele au câștigat lupta în pușcării, na, mafiile lor, ce știm noi? Să vă spun și pe asta. Era un șobolan mare acum câțiva ani aici la noi la spital. Îți lua taxă de protecție, da. Bucă-l chema. Mare, domne, mare, mare de tot. Mai dispăreau și din pacienți. Nu zicea nimeni nimic, dar știau toți că i-a luat bucă. Vindea cică și peste hotare, organe, chestii. Mă rog, asta rămâne între noi. Vă rog eu să nu mă spuneți că băutura l-a omorât pe bucă, da, băga formol la greu, s-a curățat. Mă, da, chiar așa să nu fie nimeni, nimeni. Îl mai auzeai pe unul, pe altul, că se vaită, că-l doare, și mai băga una, alta, ca tot omul. Acum, zici că ești la operă. Nimic, la operă, dar fără operă. Ia că, aolo, ce se vede pe fereastră acolo, că nici nu pot să mă ridic. Aolo, Doamne, câtă mai bila! Ce faceți, mă, oameni buni, cu bila aia de fier atât de mare? Ia uite, o ridică cu macarau, au operație. Ia uite ce-o bălângă-ne. Alo, 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 nenea Macaragiu, că nu mai pot nici să strig, sunt aici, vă rog, m-ați lăsat aici. Lasă-o, domne, ușor jos, lasă bila. Înger, îngerașul meu, ce mi-a dat. Ce faceți, domne, aoleo? Ia uite cum vine spre... Aoleo, vine! Aoleo, mamă! Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Numai chestii nasoale îi se întâmplă lui Klaus Iohannis de când e președinte. Serios, mai întâi a pierdut o casă, acum pierde masiv like-uri pe Facebook. Aseară, după ce a anunțat că o numește pe Dăncilă, bă, ziceai că s-a spart conducta de like-uri pe contul președintelui. Da, se scurgeau de peste tot. În doar câteva ore, pagina a pierdut câteva mii de like-uri. Vă spun, e nevoie de încă vreo 2-3 scandaluri cu legile justiției pentru ca oamenii ăia să se întoarcă la Iohannis. Dar eu cred că se vor ocupa cei de la PSD. Da, n-au cum să-l lase așa pe domnul președinte. Oamenii se simt dezamăgiți și nereprezentați de către președintele pe care l-au ales. Consideră că acesta trebuia să joace dur și să le explice românilor mai bine situația în care se află țara. Vai, cum e lumea, domnule președinte! Au venit oamenii să-și ia like-ul înapoi. Ceea ce președintele a anticipat, pentru că am asistat ieri la un discurs destul de confuz în prima parte. Cumva președintele a încercat să împace pe toată lumea. Bine că nu se uita pe Facebook în timpul discursului. Și grupul civic hashtag Rezistența are reproșuri la adresa lui Klaus Iohannis. Considerăm că nu PSD merita o nouă șansă, ci România, domnule președinte.
Sigur, e posibil ca Iohannis să se fi gândit bine înainte și like-urile pe care le-a pierdut acum să fi fost de fapt o investiție. Adică pierde 3.000 de like-uri acum, dar câștigă 10-15.000 când o să înceapă Dăncilă să facă nasoale și el o să-i dea peste nas. Să mai așteptăm puțin, da, să înceapă din nou discuția despre legile justiției. Să vezi atunci cum o să se întoarcă like-urile la Iohannis fără număr. O să mai arunce doamna Carmen chestii din debara ca să aibă loc toate like-urile. A, și apropo de chestia asta, că n-avea de ales, domne, l-a obligat Constituția să accepte propunerea majorității. Cred că mai degrabă, auzind că PSD-ul o vrea pe Dăncilă premier, Iohannis și-a întrebat consilierii: bă, da, sigur nu e un articol din Constituție care să mă oblige să o numesc? Poate scrie pe undeva că n-am încotro. Uită-te bine că trebuie să fie ceva, mă, speranța moare ultima. A, dar pe cine credeți că a mai dezamăgit Iohannis? Niciodată Parlamentul n-ar vota căderea pentru a doua oară a guvernului. Nominalizarea unui premier care ar fi căzut prima dată în Parlament și apoi, da, continuați dumneavoastră, și apoi? Și apoi al doilea premier. Acesta este și motivul explicit pentru care eu i-am făcut președintelui Iohannis două propuneri, nu una. Să aibă premier și pentru prima nominalizare și pentru a doua. Ăsta era planul cu cele două propuneri de premier ale PMP-ului. Multora li s-a părut o chestie atât de absurdă că nici nu și-au mai bătut capul să o înțeleagă. Oricum, Traian Băsescu pare acum un bătrân care trimite la NASA zeci de foi scrise de mână în care explică în detaliu că el are un plan pentru colonizarea planetei Marte. Are o soluție pentru orice, numai de s-ar găsi cineva care să-l asculte. Evident, dezamăgit a fost și USR-ul, care voia premier din afara majorității parlamentare. Nimă! România avea nevoie de un premier din afara coaliției toxice PSD-ALDE care să guverneze pentru interesele cetățenilor și pentru prosperitatea țării. Președintele a avut o șansă și a decis să o dea PSD-ului. Pare că opoziția își dă ochii peste cap și spune ceva de genul: aolo, de ce trebuie să ținem mereu cont de Constituție? N-ar fi mai bine să ignorăm odată cărticica aia? Chiar așa, domnul Iohannis, dita mai omul de 1,90 și ceva, se sperie de o carte mititică? Dar să vorbim și serios. Observăm ca de fiecare dată, o polarizare totală, radicală a societății. De o parte sunt cei cu: e, n-avea, e clar că n-avea ce să facă. De partea cealaltă sunt aceia cu: vai, am rămas singur pe lume să ne luptăm cu monstrul pesedist. Dragii mei, știți ce vă propun? Și unora și celorlalți: să dați cu niște apă rece pe față și să vă treziți. Da, sunt de acord că președintele Iohannis a greșit când nu și-a reafirmat pozițiile în raport cu legile justiției. Asta în primul rând. Dar la fel de bine ar fi trebuit să-și exprime poziția despre creșterea economică mare, care nu conduce la o reducere a sărăciei, ci la o adâncire a decalajelor. Și dacă vreți să vorbim serios, haideți să vorbim serios până la capăt. Justiția, anticorupția, înseamnă un aspect al societății, dragii mei. Unul, da? Mai sunt și altele cel puțin la fel de importante, despre care președintele abia dacă a deschis gura vreodată de când se află la Cotroceni. Șeful statului discută cu Viorica Dăncilă, care este propunerea PSD-ALDE pentru funcția de premier. Repet, da. Președintele trebuia să-și fi spus poziția, să o reafirme. Dar din întâlnirea asta a dânsului cu Vasilica Viorica, ne dăm seama că nu e așa. Tanti Viorica l-a convins cu ce știe, cu ce poate. Abia asta mi se pare îngrijorător. Altfel, despre Iohannis, așa, pe persoană fizică, să fim serioși. Ăsta a fost omul mereu, ăsta a fost Iohannis mereu. Nu știu de unde atâta dezamăgire. A dispărut cu săptămânile din viața publică, iar când s-a implicat a fost mai degrabă inadecvat. Vă amintesc venirea lui în piață, momentul geaca roșie? La fel, o mare gafă. De fapt, știți despre ce este vorba?
Sunt unii foarte dezamăgiți că Iohannis nu se bate zi de zi cu PSD-ul, că nu le face ăstora viața grea, că nu încalcă legea, că nu forțează instituțiile, că nu ignoră statul de drept, că nu se leagă cu lanțuri, că nu folosește presa pentru a... De fapt, dezamăgiții de azi vor ca Iohannis să fie Băsescu. E, nu e omul. N-a fost niciodată, nici când a candidat el n-a fost. Și cred că e mai ok așa. Nu există amenințare mai mare pentru democrație decât degradarea în care au ajuns partidele noastre politice. Știți că vorbim de oameni ai serviciilor în partide. Oh, da, ei se văd cu ochiul liber. Sunt pe față, ca să zic așa. Nici o democrație cât de cât așezată n-ar accepta un astfel de amestec al serviciilor în viața societății. Numai că noi abia dacă mai putem spune că avem partide. Democrația noastră abia dacă mai respiră. Dacă îi punem oglinda la nas, s-ar putea să avem o mare surpriză. Dacă PNL nu se schimbă, atunci PNL nu va putea învinge Partidul Social Democrat și mi-e teamă că Partidul Social Democrat în aceste condiții ar putea câștiga tot și PNL nu va mai conta. Este esențial însă faptul că greșelile se pot corecta, erorile nu. Chiar nu avem nevoie de nimic în acest moment, medicii noștri pot gestiona situația. SRI-ul nici nu a fost la nuntă, nici n-a văzut mireasa, nici apă n-a băut, nici aghiazmă. Toate partidele sunt așa, o adunătură de incapabili, de inculți, indivizi care s-au sprijinit unii pe alții, pe grupuri care s-au servit unii pe alții, cu bani, cu voturi, care s-au ajutat în diferite situații, care se au la mână. Cumva tanti Viorica este emblematică, este suma tuturor caracteristicilor toxice care au condus la ceea ce trăim astăzi. Doamna e supusă într-un fel de ierarhizare cum numai în armată și în biserică mai vezi. Adică un fel de să trăiți șeful, pentru mine sunteți Dumnezeu. Ordin. Dacă domnul Dragnea a declarat că nu vor crește, așa se va fi. Atenție, atenție! Acesta e și motivul pentru care după ce se asigură de slugărnicia ta, șeful te susține orice ai face, te promovează. Pentru că uitați cum stă treaba, tanti Viorica a pierdut alegerile în Videle în 2004, când Năstase era oho la putere, iar Dragnea șef de Consiliu Județean la Teleorman. Vă dați seama cât de slabă e? Apoi a candidat pentru Parlament. Nimic, zero, a pierdut din nou. Într-un final a trimis-o partidul la Bruxelles. Nu corespunde la intern, pac, la export cu ea. Asta înseamnă în partid, om de partid, om de încredere, un supus pe care îl recompensezi, căruia îi arunci o funcție, iar el abia așteaptă să te slujească. Și acum legat de faza cu ținutele, mă rog, cuverturile alea pe care le poartă și legat și de aranjamentul, că se tot discută. O, da, repet, ce ai pe cap și țoalele nu zic nimic despre cât de competent ești. Dar aici nu vorbim despre un om competent. Adică e clar că nu cheltuiești pe cărți nici 10% din cât dai pe țoale sau pe coafor. E, atunci am dreptul să zic, tanti, ești un chici, pentru că te interesează foarte mult cum te decorezi exterior, dar în interior e jale. Abia alegi trei cuvinte și palea cu sârmă. Atâta timp cât femeile muncesc, cât sunt implicate, cât au o carieră în spate, pot reprezenta foarte bine partidul în calitate de deputat sau senator în Parlamentul României. Dar, revin. Problema nu e neapărat tanti Vasilica Viorica, nu e neapărat Liviu Dragnea, nu e neapărat Iohannis, PSD sau PNL, ăștia vin și pleacă. Problema noastră e democrația asta care devine tot mai vulnerabilă, pentru că prezența la vot tot scade, prezența serviciilor în viața partidelor tot crește, competența guvernamentală, competența parlamentară sunt jalnice, instituțiile
sunt din ce în ce mai slabe. Educația e la pământ. Gândiți-vă, Pop a fost ministru atâta timp, iar acum... ci că se pregătește Abraham Burica, mă, suntem nebuni! Iar niște unii cu studii de drept făcute prin corespondență regândesc legile justiției. Despre ce mai vorbim? Despre ce mai vorbim? Viitor Canci! Domnule Dragnea, o să dezlipesc plasturele din prima, așa, fără menajamente. Stați nemișcat, așa, harști! Trăiți într-o lume paralelă și lumea asta paralelă e mai nasoală decât statul paralel. Și nu, deja nu mai e vorba că ne luați de proști. Nu, ideea e că atât vă duce capul pe voi acolo la PSD. Da, atât puteți. Președintele a ales stabilitatea în ciuda presiunilor partidelor din opoziție și altora de a refuza propunerea PSD-ului și îi mulțumim pentru asta și apreciem în mod deosebit. Wow! Serios? Adică era o instabilitate așa, instabilitate atmosferică, o instabilitate căzută din cer și domnul președinte a zis... Băi, dacă am de ales între stabilitate și instabilitate, aleg stabilitatea. Nu, Nea Livache, instabilitatea în tot jocul ăsta sunteți voi. E al treilea guvern într-un an. Și nu, nu e al treilea guvern că vezi, Doamne, n-ați fi mulțumiți de performanțele economice sau nu, ci pentru că... pentru că nimic. Tensiuni, acuzații de servicii, chestii de genul ăsta, culise. Deci, domnule Dragnea, să vă luați mecla asta de cioclu și să ziceți: bravo, bravo, domnule președinte, ați ales stabilitatea, pe bune. Și acum despre ce stabilitate vorbim mai exact? Am încredere în dumneai pentru că este o doamnă decentă, agreabilă și foarte competentă. Sigur, domne, foarte competentă. Cum să vă spun eu că voi nu știți cu de-astea, nu știți ce e aia competență. Competența se vede, se vede cu ochiul liber la oamenii care au făcut lucruri în viață fără sprijin de la partid. Aici avem de-a face cu o doamnă care nu s-a întâlnit cu competența pe traseul profesional. E doar o doamnă care n-ar avea în veci curajul să ridice glasul la dumneavoastră, domnule Dragnea. Despre asta e vorba. Știți ce mi se pare aiurea? Că de fapt de cele mai multe ori, 90% din scandaluri, totul e simplu, domne, e atât de ieftin. Dar ce fel de decizie este aceasta pe care trebuie să o iau? Aoleu, domn președinte, vă iese teatrul cum îmi ies mie rezolvările la problemele de matematică de a treia. Dacă rezolv una din 30... Și nu mai pot cu asta, domne. Președintele a dat dovadă de maturitate. A ales stabilitatea. Nici o stabilitate, bă. A ales o mare instabilitate. Un premier docil, fără personalitate și fără nicio calificare. A ales în același timp propria liniște, propriul interes. Vorbim de stabilitatea unor oameni care își urmăresc propriile interese, asta da, dar nu de stabilitatea unui interes public, de stabilitatea unui interes general. Haideți să ne revenim un pic, să nu mai așteptăm de la alții ceea ce ei nu vor și nu pot să ne ofere. De-aia suntem, mă, toată ziua dezamăgiți și nefericiți. Deci, spor la stabilitate, băieții, că poate vă ținem din ea. Gata, fraților, s-a rezolvat și asta. Cineva a găsit pe net, un nenorocit, vă dați seama, o înregistrare cu Vasilica Dăncilă vorbind într-o limbă străină. Se pare că ar fi vorba de limba engleză. Există câteva indicii care duc în această direcție. Un colectiv de cercetători britanici încă mai studiază înregistrarea. I am glad that we have with us representative of the Gulf States because our of most important objectives of these exhibitions is to show that the people of the European Union show the proper importance in respect to the Gulf region culture.
Olala, dacă nu v-ați prins din prima, vă traduc o mică parte. Cele mai importante obiective ale acestor expoziții este să arate bla bla bla. Cam ăsta e nivelul. Obiectivele este. Ne spunea domnul Dragnea, printre altele, că doamna Vasilica Viorica Dăncilă este neconflictuală. Nu, nu! Realitatea vă contrazice, domnule Dragnea. Cu limba engleză, cel puțin, este foarte certată, doamna premier. Abia se suportă una pe cealaltă. Nu s-o hales deloc. Culture is an universal language. Our hope is that to this exhibition we can contribute to consolidation of intercultural dialogue. Dialogue between cultures is the fastest route towards understanding, peace and mutual respect. This exhibition aims to highlight in the European Parliament the immense cultural heritage. Mă scuzați, da. Nu, alo, doamna Lia Olguța, vă rog, puțin mai încet, da? Nu că e în regulă, aveți dreptate să râdeți în hohote chiar și dumneavoastră, da? Puțin mai jos, puțin mai jos, ca să putem auzi și noi ceva din ce spune șefa dumneavoastră. Discussing the cultural heritage that the Gulf states have offered to humanity is increasingly relevant today. We are talking a region with a huge historical significance. Doamne, Doamne Dumnezeule, nu s-ar fi aflat niciodată, vă dați seama, dacă n-o punea Dragnea, nu știa nimeni ce se întâmplă acolo. Măcel! Doamna Dăncilă, vă reamintesc, este europarlamentar din 2009. După 8 ani în străinătate, vorbește engleză mai prost decât pupitrul ăla de lemn. Așa, Eda, pe doamna din stânga cu ochelare ați văzut-o? Este ambasadorul Consiliului de Cooperare al Țărilor din Golf la UE. Haideți să o ascultăm puțin, puțin! I am privileged and honored to announce the opening of the GCC Cultural Heritage Exhibition. No, atât! Suficient, mulțumim, săru mâna doamnă. Nici nu mai e nevoie de comentarii. Diferența e greu de exprimat în cuvinte. Cred că dacă o lăsăm un an, doamna aceea învață și limba română mai bine decât Violeta Băncilă sau cum o cheamă, mă, că m-a bulversat complet. Nu credeți? Și cred că este un lucru foarte important, deoarece cred că cultura este cel mai important liant între țări. Eu cred că trebuie să regândim fiecare dintre noi și să gândim ca și români. Aoleu, ca și români? Ca și români? De ce? Păi nu mai pot, nu mai pot. O să pleznească ceva în mine într-o zi. Doamnă, doamnă, n-am vrut să vă luăm așa din prima, da? N-am ce să vă fac, n-am. Băieții! Vorbește corect, Agramato! Mulțumesc. Ca român, ca român, ca român vă somesc să terminați odată cu acest ca și, că nebunesc. Parcă-l aud iar pe roboțelul de Grindeanu, campionul acestei aberații. Ca și, ca și. În același timp a obținut pentru prima dată funcții care ne va ajuta pe noi românii. Poftim. Funcții care ne va ajuta. Da. Ele, funcțiile care este ele, ne va ajuta că e sub 50. Rușinos. Premierul României. Bine că umblăm cu cultura în gură pe la Bruxelles, iar când trebuie să legăm două fraze, violăm cu sălbăticie până și limba maternă. Viol cu perversiuni, bă, cu martori, cu filmări, cu tot ce trebuie. Probabil că și la asta s-au gândit pesediștii când au propus eliminarea probelor video. Ne? Și apoi, domnule Iohannis, haideți, haideți, nu vă supărați, dăm și noi azi mai multe materiale cu dumneavoastră, că vă mai prindem peste 3 luni. Știți ce a deranjat cel mai mult ieri? Vă zic pentru că pare că nu prea ați înțeles. Liniștea, domne, da, calmul dumneavoastră, serenitatea, erați mai liniștit și decât papa de la Roma, domne. Nici o scrâșnire din dinți, nici o amenințare, nici o chestie de genul bă, să nu vă atingeți de legile justiției că voi am mama naibii. Bă, ați înșelat oamenii cu salariile, cu pensiile, cu revoluția fiscală, îi puneți pe drumuri pe cetățeni degeaba. Ați prins ideea, da? Adică ați fost așa mai mult, bă, știți ce?
Eu s-a acoperit de Constituție, bă, am venit acum din vacanță, am deciziile curții de partea mea, mă doare la bașcheți. N-aveți ce să-mi faceți. Sunt acoperit. Nu în sensul de... în sensul de... În probleme globale. Ați terminat? Adică ați avut alte momente în care v-ați enervat aiurea din nimic, iar acum pace, liniște. Pe bune, zburau porumbei albi în fundal. Pe umeri aveați așezați doi îngerași care cântau la niște harpe mici. Superb! Să ne înțelegem, domnule Iohannis, nici nu trebuia să faceți vreo chestie grea. Nu, doar din gură. M-ai încruntat așa, m-ai amărât, m-ai întunecat, m-ai apăsat, m-ai cătrănit. Dar nici forțarea asta n-ați vrut-o. Știți ce mi se pare că e relevant aici? Faptul că dumneavoastră, de fapt, n-ați înțeles momentul politic. Dar dincolo de toate, domnule președinte, vreau să vă spun că există cineva pe acest pământ care e mai rupt de realitate. PNL-ul. Președintele Klaus Iohannis să se uite la noi ca la un partener puternic în care are încredere că poate să vină cu forță să-l susțină în campania electorală Domnul președinte Klaus Iohannis a fost candidatul Partidului Național Liberal și va fi la alegerile prezidențiale și spuneți că va fi. Categoric. Poftim. Dacă alții s-au prins ieri și au zis Herr Klaus, ce faci cu metre, bați joc? El la PNL e beznă. Ei sunt alături de dumneavoastră orice ați face, săracii. Habar n-au pe ce lume trăiesc. Deci, domnule Iohannis, ca să rezumăm, că poate v-ați pierdut în amănunte. S-a văzut, domne, că nici măcar n-ați avut chef să mințiți puțin, înțelegeți? V-a fost lene și să jucați un teatru ieftin. Și oamenii au nevoie din când în când și de așa ceva, ca să mai spere, domne, să nu abandoneze lupta. Dar hai să ne mai relaxăm și noi puțin, domne, că prea am luat o raznă așa, prea încrâncenați, prea... Uite o chestiune tare simpatică. Premierul Vasilica Dăncilă și ministrul Carmen Dan locuiesc în același bloc în orașul Videle din județul Teleorman. Voi urmări cu mare atenție ședințele de guvern, abia aștept dialoguri de-astea. Doamna prim-ministru, vă rog să-mi împrumutați decât un chil de făină, vi-l returnez la următoarea rectificare bugetară. Mulțumesc. Și răspunde Dăncilă: da, supun votului această solicitare. Da, în fine, să dăm legătura la Videle în blocul miniștrilor. Da, ăsta era blocul. Carmen Dan la parter, Dăncilă la etajul al treilea. Știu, am mai avut o situație similară în istoria recentă, cu Băsescu, Năstase și Văcăroiu locuind în același bloc din centrul capitalei. Dar acolo era altceva, erau locuințe de protocol. Chiar a povestit Năstase cum i-a inundat neanicu Văcăroiu cu apă, din câte se pare, de au fost nevoiți să-i spargă ușa. Aici, categoric, este altă situație. E un bloc obișnuit, cu rufe atârnate la balcon, cu tot ce trebuie. Mă rog, cât de obișnuit poate fi un bloc în care locuiesc doi membri ai guvernului, desigur. A contat faptul că Viorica Dăncilă este din Teleorman? A ajutat acest lucru? Nici vorba. Acum, nu știu, dacă toți din Teleorman trebuie să plecăm din țară, Nu, nici chiar așa, dar cam încordat, domnul Dragnea, cam încordat de la o vreme. Nu e nevoie să plecați voi, nu? Plecăm noi dacă e. În fine, am zis că ne relaxăm puțin, dar repet, chiar m-a distrat faptul că Dan și Dăncilă sunt vecine de bloc. Tare-s curios, cine o fi președintele asociației de locatari? Cum or fi ei organizați acolo? Sau cine-i prim-ministru asociației? Cu ministrul de finanțe, cu șeful marilor proiecte, cu secretarul de stat pe probleme de curățenie, cu ministrul conductelor mici și mijlocii? Da, mi-ar fi plăcut să fac eu un reportaj acolo, să aflu mai multe, mă, să întreb, să simt tot ce trebuie. Cred că o să depun o cerere la biroul de presă al blocului. Vă țin la curent. Până atunci, vă las cu reportajul băieților de la recorder.ro, care au fost azi la Videle prin oraș, ca să discute cu cetățenii, domne, să ia pulsul străzii, știți cum e. S-ar putea să vă crească și vouă tensiunea, dar n-am ce face. Haideți că nu ține mult, 3 minute, imediat se duc. O nimica toată pe lângă alea 6 luni cât o să țină mandatul doamnei Dăncilă.
Am ajuns vedeta țării, da, videle. Băi, de mama, da, noastră e. Dar s-a întâmplat să fie niște vedeți oameni. Vedeți că nu cădeți într-o groapă. Da. Păi, uitați-vă pe unde călcați. Cântărind toate argumentele, am decis să desemnez persoana propusă de PSD, pe doamna Dăncilă. Mânge pe suflet, sunt așa de veselă și de bucuroasă, încât mi-au trecut toate durerile, că sunt răcită, dar mi-au trecut toate când văd pe dânsa o să fie pusă în acest post. Toată lumea la noi aici sunt pregătiți, de aici pleacă oameni mari, prim-ministri, miniștri, nu? Ce au făcut pentru videle? N-a făcut? Ei, mișcă cu dreacu. Zice lumea că domnule, cu ăștia din Telea m-a făcut țara, dar la ei județ n-a prea făcut, adică județ pe cap de zboata. Nu te deranjează. Chiar dacă n-a făcut, ținem cu ei. Sunt ai noștri. Chiar dacă n-au făcut. Ce-ți faci? Nu putem să le luăm gâtul. Dacă sunt ai noștri... Aici are doamna Dăncilă. Da, aici, o să te faci și doamna Carmen, nu, dacă mai găsa stă aici. Nu știu cum a ajuns în europarlamentar. Nu cunoaște nicio limbă străină. Și păcat. Vine un președinte străin, cine să ai de vorbă? Cooperation is the key to prosperity. Tot timpul a fost pregătită. Nu este. Nu e. De ce? Nu e. Acolo trebuie om. Cine îi dă atenție? Când dacă o avea ea... Ce ai fruncul unde spus? Îi dă Dragnea? Nu îi dă nenică. Dom'le, cum e proverbul acela? Nu mă întreba cine a fost, întreba cine sunt. Dacă a dus o minte, asta e. Fiecare după... Domnul Dragnea. Ei. Uite, asta e, ce mai îndică până? Deci s-a comandat? A sărăcit județul și acum a sărăcit și țara. Dragnea e singurul om care ar putea să conducă țara perfect. Dar dacă nu-i dă voie, asta e altceva. Cine credeți că nu-i dă voie? Păi, președintele țării, că are dosar. Dar în alte țări a scos din pușcărie și l-a pus la președinție. Omul ăla nu e în pușcărie, e dat cu suspendare, nu? Da. Și suspendarea nu e nicio problemă. Deci, Dragnea este un om cinstit și corect. În legătură cu vijelia de afară, să știți că e și din cauza politicii. Da, da, e și vina guvernului, a guvernului, a PSD-ului, a lui Dragnea, că e mare vânzoleală pe acolo. Unii intră, alții ies, uite așa fac ușile alea și s-a stârnit dita mai curentul. Sunt și miniștrii care vor pleca. Astăzi a fost un adevărat pelerinaj la Parlament, la cabinetul liderului Liviu Dragnea, aflat în căutare de înlocuitori. Vicepremier în guvernarea Tudose, deputatul Marcel Ciolacu, deschide lista celor care vor spune adio Palatului Victoria. Lista continuă cu Lucian Romașcanu de la Cultură, fost coleg de școală și prieten cu Ciolacu. Nici Felix Stroie nu va mai conduce transporturile, la fel și Marius Nica, ministrul delegat pentru fondurile europene. Zile multe în executiv nu mai au nici Mircea Titus Dobre de la Turism și Gabriel Petrea, ministrul pentru dialog social. În general, vor pleca băieții care l-au susținut pe Tudose. Ori au criticat PSD-ul, ori și una și alta. Bă, e democrație în partid, desigur, dar există o limită. Unde e limita? Unde vrea Dragnea, normal. Așadar, Nea Livache e un fel de Gigi Becali zilele astea. Stă la birou și cum intră unul, cum îl ia din ușă. Tu, din iarnă, la guvern. Tu, la echipa a doua. Tu, portar, pe insula Belina. În toată perioada asta n-am ieșit nicio apariție publică, doar am citit scrisori, am urmărit apariții publice și atât. Ce mai mustăcește hamsterul, iar lista de transferuri rămâne deschisă. Mai sunt câțiva miniștri care tremură și nu de la frigălăul de afară, nu. Unul ar fi Bodog de la Sănătate. El e bun, nu? El e foarte bun, domne. Dar parcă prea se împrietenise cu Tudose în ultima vreme, ci că nici Pop de la Educație nu mai e foarte sigur de mandatul lui. Haideți, da, ce aveți cu bietul om? O eclipsează pe Violeta Vasilica Viorica Dăncilă sau cum o cheamă pe doamna premier, că tot n-am înțeles, domnule, exact. Veți fi ministrul educației, doamna ministru. Doamna, pe surse ni s-a dat că veți fi următorul ministru al educației. Dacă dumneavoastră vi s-a dat pe surse, eu n-am avut aceeași surse. Ați accepta numirea dumneavoastră în funcția de ministru al educației?
Iau în calcul. Doamnelor și domnilor, dragi elevi, stimați studenți, Abraham Burica se întoarce! Ecaterina Andronescu e gata să preia ce-a mai rămas din educație. Dar de ce, doamnă? De ce? Mai e ceva de discutat, doamnă? De îmbunătățit? Da, de îmbunătățit, domne, desigur. La ce v-ați gândit, mă? Ah, apropo, domne, dar la justiție când se face dreptate? Când îl puneți și pe Nicolicea ministru? Măcar la distanță, la Ministerul Justiției din Robeta Turnu Severin, nu? Fiind joi, încheiem emisiunea cu muzică bună cântată live aici la Starea Nației. Ați auzit de Orchid? Dacă nu, veți auzi. Eu am avut o surpriză foarte plăcută când i-am ascultat. Cred că reprezintă una dintre cele mai bune trupe noi pe care le-am auzit anul trecut. Cei cinci au concerte în perioada următoare, pe 20 ianuarie în Timișoara și pe 27 ianuarie în București, la Control. Noi ne vedem luni de la 22:30, tot aici. Nu uitați de ediția noastră Best of din weekend, sâmbătă la prânz, la ora 12. Nu uitați să descărcați aplicația Starea Nației, aveți acolo toate momentele din emisiune, dar și emisiunile întregi, notificări haioase în fiecare zi, subiecte care n-au mai încăput în emisiune, faze de la filmări, în curând chiar și emisiuni în exclusivitate, altele decât Starea Nației. Ascultăm împreună în seara asta melodia Stand Still de la Orchid. Sper să vă placă. Noapte bună! Now, 'cause we're drowning.